Amestecurile de substanțe se obțin prin punerea în comun a două sau mai multe substanțe. Avem amestecuri omogene, în care nu se deosebesc componenții, și amestecuri eterogene, în care se văd substanțele care au fost amestecate. Dacă pentru amestecurile omogene există două metode de separare care țin de starea de agregare a componenților în amestec, și aici ne referim la cristalizare și distilare, pentru amestecurile eterogene, metodele de separare se aleg în funcție de densitățile componenților în amestec. În acest pahar există apă cu nisip, aici apă cu pietriș, și în al treilea pahar există nisip, apă și ulei. Cum separăm aceste amestecuri? Dacă diferența de densitate este foarte mare, și ne referim la cele trei amestecuri, procedeul aplicat se numește decantare. În ce constă această decantare? Într-un vas curat vom separa apa de cealaltă substanță. Cum? Ajutându-ne de o baghetă pentru o scurgere lină a apei. Acest procedeu se aplică foarte frecvent în bucătărie când separăm orezul de apă, separăm fasolea de apă și o mulțime de alte procese care au loc la bucătărie. Apă și nisip. Dacă avem trei componente, cum este cazul acestui amestec, nisip, apă și ulei, le vom separa pe rând. Ne trebuie o pâlnie de separare, punem pâlnia pe el, sub ea un vas în care se va scurge lichidul, verificăm că este închisă, scoatem dopul, folosim bagheta și încet lichidele se scurg în pâlnie. Am obținut nisipul. În pâlnie există apă și ulei. Apa are densitatea mai mare decât uleiul și se lasă. Deci din acest motiv uleiul plutește pe apă. Scoatem dopul. Deschidem încet robinetul, astfel încât tubul acesta să vină în contact cu vasul în care se face scurgerea. Și am obținut, prin decantare, nisip, apa cu uleiul s-au pus în pâlnia de separare,
tot prin decantare, dar de data asta decantarea a două lichide, am obținut apă și ulei. Avem două amestecuri eterogene în care densitățile componenților sunt apropiate. Aici este apă cu cărbune. Cum separăm componenții? Procedeul aplicat se numește filtrare. Pentru filtrare este nevoie de o pâlnie de filtrare. Pâlnia de filtrare se fixează pe stativ și în ea se pune o hârtie de filtru. Hârtia de filtru poate fi gata având forma predefinită sau se poate face în laborator. Cum procedăm pentru ca această hârtie de filtru să intre în pâlnie? Se pliază fără a se face dungi, fără a se marca, pentru că se poate rupe. Se pliază în patru, când obținem două spații. Unul dintre aceste spații se reglează după dimensiunea pâlniei. Pentru ca hârtia de filtru să adere, ea iese, pentru ca să adere la pereții pâlniei, se stropește cu puțină apă. Am folosit piseta pentru a umezi ușor hârtia de filtru. Nu se bruschează pentru că se poate rupe. Hârtia a aderat la pereții pâliei. Ce facem mai departe? Punem sub pâlnie un vas de colectare. Luăm amestecul de apă cu cărbune, ne folosim de baghetă pentru a scurge lichidul în filtru, având grijă să nu atingem hârtia de filtru, pentru că aceasta se poate rupe. Am lăsat intenționat puțin amestec pentru a putea face diferența între ce va rămâne pe hârtia de filtru, respectiv cărbunele, și apa care se scurge. Apa care este perfect curată. E bine de știut că amestecul de cărbune cu apă este folosit pentru limpezirea apei potabile. Același lucru facem pentru celălalt amestec. Luăm pâlnia, o punem în stativ, în inelul de susținere, hârtia de filtru, aceasta e deja umedă, pliem, încă o dată, fixăm pe pâlnie, umectăm, acesta e termenul, când umezim cu puțină apă. Punem vas de colectare sub pâlnie, agităm amestecul eterogen și turnăm. Cât se separă componenții, putem învăța să preparăm singuri o hârtie de filtru dacă nu avem așa ceva în laborator. Folosim hârtie de filtru normală sau o sugativă.
Cum procedăm? Într-o primă etapă trebuie să obținem un pătrat. Decupăm un pătrat. Îl pliem pe diagonale. Am obținut un triunghi isoscel. Îl pliem. Și tăiem colțul astfel încât să obținem un cerc. Verificăm dacă a ieșit cerc. Aproximativ. Îl pliem și îl fixăm pe o într-o pâlnie de filtrare. Umectăm. Am obținut filtrul pe care o să-l folosim. Între timp, s-a separat cărbunele pe hârtia de filtru. Apa e perfect limpede, iar procedeul folosit se numește filtrare.